Credincioșii din zona Unirea a localității Bălești, filie a parohiei Cozmești din județul Vaslui, au participat astăzi la un moment important din viața lor. În mijlocul lor s-a aflat preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, care a sfințit noul lăcaș de cult, construit în perioada 2009-2022. În continuare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a hirotonit un preot care va păstori această comunitate. În cuvântul său, ierarhul a afirmat că atitudinea ucenicilor chemați la apostolat a fost una promptă. Atitudinea celor care au devenit ucenicii lui Hristos poate fi citită, decriptată, într-un advert de timp pe care îl folosește Sfântul Evanghelist Matei, cel care relatează această chemare la apostolat, la apostolie sau la slujire. Ni se spune că în momentul în care Hristos i-a rugat să-l urmeze, să meargă după el, ei, îndată, au lăsat mrejele lor, îndelednicirea lor și l-au urmat. În acest adverb de timp, îndată, stă întreaga atitudine, raportare și modul cum au răspuns ucenicii la această chemare. Au fost foarte prompți. N-au zăbovit, nu au ezitat, n-au cerut informații suplimentare, rugându-L pe Hristos ca să facă o mică descriere a fișei postului de pescar de oameni. Lăcașul de cult a fost construit cu ajutorul celor 40 de familii din această localitate, coordonate de stareța Mănăstirii Fâstâci, Monahia Parascheva Chelaru, cu ocazia Sfințirii Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a primit al doilea hram, Duminica Sfinților Români. La final, pentru efortul depus la construirea bisericii, Vasile Corduneanu a primit distinția Crucea Episcopiei Hușilor pentru Mireni, iar ceilalți binefăcători au primit diplome de vrednicie.